Bună ziua și bine v-am găsit! În acest video să discutăm despre o problemă des întâlnită la drujbe și anume sistemul de ungere. În acest clip avem un stil MS230, nu se mai vede plăcuța, este la fel cu 210, 250, 021, 023, 025, toate modelele sunt asemănătoare, chiar aproape identice. Așa, problema este în felul următor. Drujba, exact cum v-am mai explicat într-un video anterior, trebuie să scoată ulei pe aici, pe canalul acesta, ca apoi să vină pe lamă, pe șină, da? Șina venind aici și să intre să ungă lanțul. Așa cum v-am explicat anterior, trebuie verificat sistemul, adică tot sistemul de ungere. Cel mai simplu este să desfacem capacul de la ambreiaj, dăm lama jos, pornim drujba și ne uităm dacă scoate ulei pe acest orificiu. În cazul nostru, nu scoate. Deci am pornit-o, am văzut că nu scoate. Dar o altă problemă era, putea să fie, în cazul în care scotea ulei pe aici, dar nu ungea lama. După cum observați, aici avem un orificiu pe unde trebuie să intre uleiul și apoi să ajungă pe șină, de unde este plimbat de către lanț pe toată lungimea șinei. După cum observați, acest orificiu este obturat din cauza mizeriei. Deci chiar dacă am fi scos ulei pe aici, acesta nu ar fi ajuns pe lamă din cauza aceasta. Deci s-ar fi scurs, pur și simplu vedeam că ne curge uleiul pe sub lamă. De ce? Pentru că nu avea cum să intre pe acest orificiu. Deci acest orificiu trebuie curățat și totodată și toată lungimea șinei să fie curată ca uleiul se poată plimba. O să vedeți că și pe o parte și pe cealaltă aveți aceste găuri pe unde să intre uleiul în caz că schimbați poziția lamei. Mai departe, în cazul nostru, sistemul de ungere este format din pompă. Cazul nostru așa arată. Deci aceasta este pompa, are două orificii pe părți opuse. Pe o parte trage uleiul, pe partea cealaltă îl împinge. Deci după cum observați, atunci când o învârtim, da, se mișcă și mută uleiul de pe o parte pe alta. Îl trage de pe o parte și îl împinge pe partea cealaltă ca să-l tragă din rezervor și să-l împingă pe canal spre lamă. Această pompă are acest ax aici, care este acționat de acest melc. Deci acest melc cu aceste este ca un filet care, mergând pe pompă, o învârte. Melcul acesta are această sârmă care este acționată de oală. Deci oala antrenează melcul și antrenează pompa ca să ne bage nou uleiul la lamă. Acum, acestea fiind componentele, de asemenea mai sunt și alte componente, după cum o să vedeți, care fac legătura. Haideți că am luat aici un carter, deci așa arată carterul gol. Aici este pompa de ulei, să vedeți din partea cealaltă. Deci aici este pompa de ulei, așa, care dacă vă uitați pe partea din spate, aici este un cot, da, care vine și face legătura între furtunul de la ulei. Deci pe aici este furtunul ce vine din rezervor. Deci uitați, aici vine furtunul, iese pe partea aceasta și aici avem acest cot ce face legătura între pompă și rezervor. După cum vă puteți imagina, oricare din aceste componente pot duce la o ungere slabă sau poate chiar deloc. Adică melcul respectiv, dacă are aceste șanțuri, nu mai sunt pronunțate, nu o să mai antreneze pompa. Pompa, dacă are uzură, nu o să mai poată să tragă ulei și uleiul, în loc să-l împingă dintr-o parte în alta, nu o să facă absolut nimic decât se va învârti. De asemenea, cotul acesta, dacă nu mai este poziționat unde trebuie și este ieșit, automat uleiul nu o să mai ajungă, sau dacă este înfundat, nu o să mai poată să tragă ulei.
ca să vedem exact ce este, nu aveți de unde să știți decât să demontați. Trebuie să demontăm și să vedem care dintre aceste piese este de vină și să o înlocuim. Prima și prima oară o să desfacem ambreiajul pentru a ajunge la melc, să vedem cum se prezintă melcul și respectiv pompa de ulei, o să vedem acest capăt, cum v-am arătat și pe carter, o să-l vedem în ce stare este. Apoi, dacă acestea sunt în regulă, trebuie să demontăm mai departe, să ajungem la pompa de ulei sau la acel, acel cot. Trebuie să-i desfacem capacul acesta. Să blocăm pistonul. Ok, desfacem aici. Desfacem bujia. Desfacem filtrul ca să nu-l stricăm. Punem blocatorul. Ok, acum desfacem la ambreiaj. Desfacem siguranța. 6-a, sprochetul și am ajuns la saboți. După cum observați, arcurile sunt foarte slabe, nu este normal să fac așa și au și uzură aici. O să anunțăm clientul. Acum, saboții se desfac în sens invers, adică ca și cum a strânge un șurub normal. Ok, să luăm ceva mai puternic. Saboții. Acum avem o șaibă și acesta este melcul. După cum observați, este ok. Da, este foarte bun. Și pompa aici. Deci este în regulă. Deci nu par a fi acestea cauza. Lăsăm momentan așa. Și mergem mai departe, deci trebuie să demontăm, să ajungem la pompa de ulei. După cum v-am arătat pe carterul respectiv, pompa de ulei este aici în spate și ca să ajungem la ea trebuie să demontăm acest mâner. Ok, desfacem amortizoarele. Așa, mai avem un șurub aici. Și mai avem un amortizor partea de jos. Ok. Acum partea aceasta iese fără probleme. Așa, o să desfacem și de talpă de aici. Așa, scoatem de pe amortizor.
scos-o. Așa, și de pe acest amortizor. Gata, am îndepărtat-o. Și acum avem acces aici la pompă. Ok, acum după cum observați avem acces la pompă. Aici este furtunul de vă spuneam care vine din rezervor. Da? Aici este pompa. După cum observați lipsește piesa ce face legătura între ele. Adică acest cot, da, care vine aici și face legătura între rezervor și pompă. De aceea nu băga ulei această drujbă, pentru că acest cot lipsea cu desăvârșire. Acum, pentru că tot suntem aici, deci, ce trebuie să verificați? În cazul în care să zicem că era cotul la locul lui. Cotul acesta să fie, să nu fie înfundat, deci suflați pe el să circule, să puteți să suflați, să nu fie înfundat. Așa, apoi, să zicem că este pompa de ulei defectă. Cum scoatem pompa de ulei la acest model? Avem nevoie de un șurub. Se înfiletează un șurub aici, pe pompă. Deci se înfiletează pur și simplu. Și apoi trageți pompa afară. Deci se trage cu ajutorul acestui șurub. Da? În cazul nostru nu este nevoie. Am găsit problema. Este acest cod lipsă, dar în cazul în care aveți nevoie de a schimba pompa, trebuia pur și simplu trasă afară pompa, puneam o pompă nouă, o băgam la locul ei și gata. Acum, noi vom pune acest cod, deci intră în rezervor și apoi în locașul de la pompă și se prinde cu un șurub, ok? Prindem cotul. Gata. Și acum totul ar trebui să fie în regulă. Ok, acum montăm la loc. Prindem șuruburile. Punem capacele. Am două șuruburi.
Acum la ambreiaj punem melcul. Da. Apoi placa aceasta cu top în sus. Așa, saboții. Deci în sens invers. Așa îi strângem. Ok. Acum instrumentul coace, oala, ne uităm, are un semn care vine pe melc, da? Ne uităm să prindem melcul aici, sârma de la melc. Deci oala vine așa, trebuie să-l agățe aici. Da. Așa. Apoi rotița, șaiba și siguranța. Așa, acum îi scoatem blocatorul, punem bujia și o să o pornim așa fără lamă și fără capacul de la ambreiaj, să vedeți exact cum trebuie să iasă uleiul. Asta bineînțeles în cazul în care va ieși. Așa. Haideți să o pornim. Ok, după cum ați văzut, acum uleiul ne ajunge aici pe canal, da? Trebuie să ajungă mai departe pe lamă, după cum v-am spus, pe șină. Deci, o să curățăm bine șina, da, de la un cap la altul. Tot canalul acesta de mizerie și pe o parte și pe alta. Ok, la fel și aceste orificii. Da, este în regulă, acum este curat. O să o punem pe drujba și vom mai face o probă finală să vedem că totul este în regulă.
Ok, haideți să încercăm din nou. Lama se unge corespunzător. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.